Vino și te sălășuiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și bunurile și în vece vecior. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, pentru numele Domnului Sfințite, Părinte, binecuvântați. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Dacă toți sunteți în picioare, haideți să păstrăm un moment de reculegere pentru Părintele Bordașiu. Dumnezeu să-L ierte, să-L odihnească. Mulțumim! Vă rog, luați loc. Dumnezeu să-L ierte, să-L odihnească. Doamne ajută, bună seara, bine ați venit, bine ați revenit. Slavă lui Dumnezeu că ne-am adunat într-un număr cât de cât încurajator. Mulți ar mai fi venit, însă au plecat la slujba de priveghere, la citirea stâlpilor, la Biserica Sfântul Silvestru, în cinstea Părintelui Nicolae Bordașiu, care a început tot așa la orele 18. Înainte de a intra propriu-zis în seara duhovnicească și în conferința noastră parohială din această seară, pentru că mulți m-ați întrebat, Părintele Nicolae Bordașiu, adică slujba în cinstea Părintelui Nicolae Bordașiu, mâine va fi așa, programul funeralilor va fi următoarele. Sau va fi următorul, pardon. La orele 8, la Biserica Sfântul Silvestru va începe utrenia și Sfânta Liturghie. La orele 11, tot la Biserica Sfântul Silvestru, atenție, aici au făcut mulți confuzia, deci tot la Biserica Sfântul Silvestru va fi slujba prohodirii și la orele 14, slujba înhumării în mormântul Părintelui din cimitirul Sfintei Mănăstiri Cernica. Mulți au spus că e slujba înmormântării la Cernica. Nu. Slujba înmormântării este la orele 11 la Biserica Sfântul Silvestru, unde a slujit timp de 40 de ani. Apoi, înhumarea se va face, într-adevăr, în cimitirul Mănăstirii Cernica. Revenind, în această seară spuneam că l-avem în mijlocul nostru pe... Mie îmi place să spun mărturisitorul Cornel Constantin Ciomâzgă. Cei mai mulți dintre dumneavoastră știți despre cine și despre ce este vorba. Lucrările domniei sale de referință sunt Lucrarea și Se întorc morții acasă. Le avem aici, le puteți cumpăra. Sunt acolo în spate, într-un mic pangar amenajat în acest sens. Domnul Cornel Constantin Ciomâzgă mărturisește. Are o lucrare a lui tainică și binecuvântată cu Dumnezeu și cu poporul drept credincios pe care îl slujește în cuvânt sau prin cuvânt și sunt convins că îl slujește acest popor și prin rugăciune, reflecție, reculegere și meditație. Așa se explică, în acest fel se explică că iată din când în când iese la rampă, iese la propovăduire și la mărturisire în public, în cetate, fie în mod scris, mai publicând câte o carte, fie în mod verbal, prin conferințele pe care le susține și le prezintă în diferite locuri pe tot parcursul acestei țări și în interiorul acestui popor și neam, zicem noi, binecuvântat de Dumnezeu. Eu sunt tare bucuros că a venit, că a reușit să poposească în această seară aici, în mijlocul comunității noastre parohiale, pentru care, fapt, îi mulțumesc în mod deosebit. Este prins și la simpozionul internațional ce urmează, începe mâine, în cinstea Părintelui Constantin Galeriu. Sigur, probabil va încerca și poate va și reuși să stea și la înmormântarea Părintelui Nicolae Bordașiu. Are un program, o agendă încărcată, că tot am pomenit de Părintele Galeriu.
de mâine până miercuri va fi un simpozion internațional la Facultatea de Teologie în cinstea Părintelui, fiindcă se împlinesc 100 de ani de la nașterea sa cea pământească, pe 21 noiembrie 1918, și 15 ani de la nașterea sa cea cerească și veșnică, pe data de 10 august 2003. Motiv pentru care și noi, parohia noastră, duminica următoare, tot la orele 18, în cadrul următoarei conferințe parohiale sau seri duhovnicești, îl vom evoca tot pe Părintele Constantin Galeriu, Părintele Galeriu de un leat cu țara. Și atunci va veni să ne vorbească Părintele Profesor Universitar Dr. Vasile Gordon, slujitor la Biserica Sfântului Ilie Gorgan de aici, din București, ucenic și doctorand al Părintelui Constantin Galeriu. Și totodată atunci va veni în mijlocul nostru, așa cum a făcut și anul trecut, se potrivește să vină amândoi exact la un an și în aceeași formulă, va veni și Părintele Bogdan Bădiță, producătorul general TV Trinitas, care a realizat un DVD documentar închinat Făuritorilor Mari Uniri și totodată lucrează la un DVD în cinstea Părintului Constantin Galeriu și care, deci, și Sfinția sa ne va vorbi în contextul anului centenar despre Făuritorii Mari Uniri. Iar atunci, seara, duminica viitoare, vom vorbi practic și de Părintele Constantin Galeriu, dar vom face un mic medalion, dacă îi putem spune așa, in memoria, vorbind și despre Părintele Nicolae Bordașiu, fiindcă, domnule Ciomâzgă, dumneavoastră l-ați întâlnit în urmă cu 3 săptămâni, iar noi l-am avut aici în urmă cu 1 lună și în urmă cu 1 lună și 1 săptămână. Mai precis, pe 7 octombrie a avut conferința aici și a fost ultima lui conferință în contextul sau în cadrul unei parohii și a unei biserici, ultima lui seară duhovnicească la care a participat ca invitat, iar la săptămâna, pe 14 octombrie, iarăși a fost în mijlocul nostru când s-a lansat cartea Părintelui Iustinian Stoica despre părinții Arsenie Papacioc și Petroniu Tănase, și când a venit și Sfinția sa în calitate de covorbitor, fiindcă i-a cunoscut pe amândoi mari părinți duhovnicești, Arsenie Papacioc și Petroniu Tănase, și a venit fiind întotdeauna întâmpinat și primit aici cu multă căldură. Așa încât biserica aceasta, parohia aceasta, îl prețuiește cu recunoștință într-un mod deosebit, mai cu seamă că i-a fost diriginte părintelui paroc Dinu Pompilu, i-a fost profesor la seminarul teologic de aici, de la Mănăstirea Radu Vodă din București. Mulțumim că ați venit, mulțumim că sunteți în mijlocul nostru, iertați întârzierea, țineți cont și de trafic și de aglomerație și de toate, dar ne bucurăm că suntem totuși aici, că am reușit să ne întâlnim, să ne adunăm și cred că în această seară vom lămuri, vom limpezi problema harului, a harismelor și a truismelor. Aceasta este tema, subiectul despre care va vorbi sau pe care va aborda și trata domnul Ciomâzgă. Har, harisme și truisme. Bine ați venit, Doamne ajută! Într-adevăr, cu numai 3 săptămâni în urmă, mă îmbrățișa Părintele Nicolae într-un fel anume. Cele câteva fraze pe care le-a rostit la sfârșitul prelegerii pe care am susținut-o la Silvestru, m-a ținut de mână într-un mod încleștat. Am pregătit anume pentru dumneavoastră și vom închide seara cu acel scurt fragment filmat. Spuneam că m-am îmbrățișat într-un fel anume,
și n-a plecat pe unde venise, adică n-a ieșit pe ușa centrală a bisericii, ci a preferat să iasă prin altar. După ce la începutul conferinței mă anunțase că n-are să poate rămâne până la sfârșit. A făcut Dumnezeu și a rămas și, repet, a plecat prin altar. L-am privit și eu atunci, într-un fel, și mărturisesc acum că un gând mi-a trecut repede, ca o aripă rece. Când îl voi revedea? Și iată, astăzi vorbim cumva la trecut. Viața. Ce este viața? E o întrebare pe care și-au pus-o toți cei de dinaintea noastră. E o întrebare la care au căutat să răspundă cei luminați de Dumnezeu sau cei luminați în ale științei. La răspunsul acesta, ce este viața? Nu există încă un răspuns cu adevărat așezat. Pentru că întrebarea corectă este: cine este viața? Și atunci răspunsul vine firesc. Pentru că Hristos însuși ne-a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Îmi propun și vă propun în seara aceasta să vorbim despre câteva lucruri practice. Despre ceea ce în ortodoxie numim ortopraxie. Adică cum este firesc să ne raportăm la acele repere pe care Dumnezeu le-a lăsat în detaliu, pentru ca trecerea noastră pe aici, din valea aceasta a suspinelor, cum este numită viața, să ne fie mai deslucioasă. Am scris și am spus în multe rânduri ceea ce dumneavoastră și vă știți, că ortodoxia nu este o religie, nu este un cult. Ea este așa cum Mântuitorul ne-a lăsat-o, un mod de a înțelege, de a cunoaște și de a trăi. De aceea am spus că îmi propun ca în această întâlnire a noastră, în cele câteva zeci de minute pe care le vom petrece, să găim despre câteva lucruri pragmatice privind trecerea noastră de aici. Aș vrea să zăbuvesc un pic asupra fiecărui termen al temei din seara aceasta. Har.
Să vedem pentru început ce este har. Am ales formula aceasta de a merge pe niște slide pentru ca să vizualizați și dumneavoastră ceea ce rostesc. Harul este energia necreată a lui Dumnezeu prin care acesta, Dumnezeu, cele trei persoane divine, se împărtășește omului atât prin Sfânta Euharistie, cât și prin toate celelalte binecuvântate lucrări ale omului întru Dumnezeu. Se sezați cu ușurință că am pus cuvântul acela cu majuscule, întru. Îl cunoașteți pentru că în mod deosebit, în planul bucnicesc, îl auzim rostit, întru. Ne-am gândit poate în de lucruri că știm ce reprezintă. Mulți se folosim cu sensul lui în. Acest cuvânt, propriu și existent doar în patrimoniul Sfintei noastre limbi, este alături ce are un conținut dublu. Înseamnă în. Și pentru, deodată. Așadar, recitim ultima parte a frazei. Deci, Dumnezeu se împărtășește omului atât prin Sfânta Euharistie, cât și prin toate celelalte binecuvântate lucrări ale omului, în și pentru Dumnezeu. Sigur, ar fi fost imprudent să-mi propun să dezvolt mai mult din ceea ce se poate găi este har, ceea ce atâția teologi au făcut-o în mii de pagini. Pentru ca să avem pentru și un reper, era firesc însă să avem și noi în față o frază. Harismele sunt acele daruri mari primite de la Dumnezeu de către proroci, profeți, de către tămăduitori, înainte văzători, dar și celelalte daruri sau talanți, mai mari sau mai mici, pe care le primesc oamenii de la Dumnezeu, adesea mari, fără să facem seama, sau și fără să bage în seamă lucrul acesta. Cât sunt aceia care se gândesc sau în iureșul vieții acestea mai poposesc să îl slăvească pe Dumnezeu pentru unul dintre multiplele daruri cu care l-a găbeșit pe om. Acela, de exemplu, pentru că are mușchi de aceștia atractivi, și se poate încărca singur. Se poate îndeplina. Dar mai ales, se poate îndeplina. Numai cei care au pierdut ceva din darul acesta înțeleg și ca aceia care, purtând pe degetul inelul două biliante, îl nesăbătesc. Numai atunci când nimeni nu mai există, realizează că au făcut pe deget în două ochii. Pe noi ne-am vorbit de Dumnezeu cu mii de miliarde. Îngăduiți-mi să deschid o paranteză. A existat în literatura română, există în literatura română, am să vă rog să mă iertați pentru faptul că am să apelez mereu la sticluța asta cu o licoare de lămâie. Am o problemă cu răceală, spune vocea mea. A existat așadar în literatura română un curent literar numit dadaist. Și dintre toți dadaiști a existat un Mihai Rusachi care a scris un soi de poezie dadaistă atipică, în sensul că era foarte concentrată, atât de
Acesta este și poetul. De ce spun că are încercute profund bucești? Pentru că se zice că un om ar avea un oraș mic. Și ne făcând cu un orașul acela mic, adică nici măcar un ventilator cu care vara să-și facă răcoare sau un instrument cu care să amestece cafeaua sau ceaia, ar fi o zădărnicie. Dar nouă, Dumnezeu, nu ne-a dat un motoraș mic, ci sute de motoare și multe dintre ele extraordinar de mari și de puternice. Faptul că nu ne folosim spune de multe ori că încă toate nu le cunoaștem. Și cred că asta este unul dintre marile probleme ale omului. Necunoașterea de sine. Și cum să se cunoască omul în condițiile în care? Spuneți-mi dumneavoastră care sunteți aici. Cei care trăiesc experiența aceasta fericită. Care dintre dumneavoastră ați trăit? Cine v-a prins de mână? Odată cândva, să vă propună. Hai copilul sau copilul, să coborâm în tine și să vezi cine ești. Să te descoperi așa cum ești. Și să descoperi împreună darurile pe care le-a pus Dumnezeu în tine. Este de tot ce trebuie la aceasta și n-a făcut. Nici familia, nici școala și nici biserica. Nimeni nu-l ajunge pe om în demersul acesta fundamental despre care simți cei mari, despre care poate cel mai accentuat ar fi Sfântul Teodosie. Un sfânt mai puțin citat, mai puțin pomenit. Nu pentru că ar fi mai puțin important. Sfântul Teodosie zice, mult va afla pe Dumnezeu ceea ce nu s-a cunoscut pe sine. Dar vezi că asta așa spune Ioan Grădeal și așa spune Ioan Paraschiv. Nu îl va afla pe Dumnezeu ceea ce nu s-a cunoscut pe sine. Privind cu sinceritate înspre noi, în noi, vom vedea că această frază scrie pe lista patrulor. Că nu știm pentru cine suntem. Și n-am știut. Și aceasta este și una dintre problemele cu care se confruntă tinerii, adolescenții de astăzi, ca și adolescenții de ieri. Și vai, teamă este că și cei de noi. Când ajung la 17-18 ani, o întrebare ca o ghilotină. De undeva, din familie, din clasă, pe stradă, în pat, undeva, cineva îl întreabă pe adolescenții. Ce vrei să faci? Și nimeni nu i-a spus până atunci cine este el și cu ce darul este împărătit, astfel încât să știe spre ce să opteze. Și pentru ca în fața celor care ne întreabă să nu pară fals, răspunde. Doctor, inginer, artist, preot, șofer. Și din ziua aceea mai departe, cel care știe cum să-l facă pe om să se piardă și să se risipească pe meandrele potecea de vieții acesteia, îl va împinge tocmai pe drumul acela de perspectiva autorilor. Ai zis că te faci tot. Și abia terminând studiile și ajungând în mediul în care trebuie să-și practice profesia, va constata pe lucrurile tale din lucrurile omului, nici cu mediul, și
și mai cu seamă cu cei care sunt acolo. Adică va constata un lucru dramatic pe care va trebui să-l poartă cu el în fiecare zi. Lipsa comuniunii, fiindcă nu este într-o comunitate, adică nu este în duh cu cei de acolo. Și stăpânite cu multă atenție de vrăjmași, în majoritatea ei, îl determină pe om să țină seama că se întreagă de lucruri, răspunzând acelor semnale pe care societatea îi dă, adică trebuie să plătești factura, trebuie să plătești linia, trebuie să mănânci, trebuie să te îmbraci. Cel care le spune, nu vă îngrijiți de ceea ce le spun ca și vestea. Dar familiile și în familie tocmai asta se aude. Asta am auzit și noi copii, adolescenți, din asta au avut și adolescenți și copii de la noi. Dar nu te gândești ce să mergi, cu ce să plătești facturile, cu ce să te faci. După Andronicon, după cea mai frumoasă și completă universitate care a existat în istoria omenirii, adică după acea universitate pe care am avut-o noi aici undeva în zona Slobozii, numită Andronicon, unde a studiat Herodot, care a scris de altfel de lucruri și studiind în cea universitatea dacilor. Acum, există un curent obsesiv pe tema aceasta, care face tocmai ca subiectul acesta sensibil și important, să alunece, să gliseze spre derizoriu. Lor se poate. Lor se poate pentru că sunt niște ancore și niște adevăruri mult prea puternice ca să le poată pune în derizoriu. Ei bine, după Andronicon, următoarea școală de noastră și de atunci încoace devin discutabil de toate celelalte, a fost o școală de oratorie a lui Libanus. Știți probabil că această școală era atât de serioasă și atât de importantă, încât a fost frecventată și de Sfântul Ioan Gură de Aur și de Sfântul Grigorie Teologul. Pentru ca Sfântul Ioan, Sfântul Ioan Gură de Aur să se afle în școala aceea, Sfânta Antuza a înstrăinat toată averea pe care o aveau. Și astfel înțelegem că școala nu era gratis și nici ieftină. Și Libanus avea preocupare în anul 2 cu
era școala lui și atât de serios banii din școala lui, încât nu l-a primit împărat, doar pentru că era împărat. După 2 ani a reușit să intre, dar pentru că era prins cu tot felul de lucruri, după alți 2 ani, l-a dat afară de la împărat. În școala aceasta, Sfântul Ioan Gură de Aur putea să spună despre Libanius. Atât de puțin i-a trebuit să devină creștin. Iar Libanius a trebuit să se postească în multe lucruri. Dumnezeul acela al lui Ioan face ca el să se rugească uneori mai mult decât mine. Mare de Libanius recunoștea că Sfântul Ioan strălucea de ori mai mult decât el. În anul acesta de Sfântul Ioan, privind descoperirea de sine, printre cele pe care le viza Libanius, era și descoperirea darului profesiei. Pentru ca să știe spre ce să-l îndrepte. Deci el trebuie să se scrieze la școală. Avea des în sensul acesta. Ce știm noi cu excepția faptului că acum când suntem noi de vorbă, adică în timpul acesta, a apărut ca o o îndeletnicire care caută exact pe planul acesta să-i producă concurență duhovnică. Dacă se va arătați o privire în sensul acesta, pe materialele care circulă, veți vedea că printre primele chestiuni pe care și le propun ca scriptură sunt tocmai aceasta. Descoperirea de sine. Descoperirea darului lor, numai că ei nu le doresc așa, pe care le au cei cu care se doresc. De unde le iese cu atât mai mult că noi ar trebui să fim preocupați de asta și să descoperim harismele pe care le-a pus Dumnezeu în noi, nu ei dețin niciodată, să devenim la cele pe care ar trebui să le facem. Am exemple, am întâlnit oameni care, la 40 de ani, au schimbat sensul. Care să nu-și propun să fie sănătos. Să izbândească în ceea ce face și izbândind să propășească. Cunoașteți pe cineva care nu are această trăire de la el. Nu-l cunoașteți pentru că dacă ați cunoaște pe acela, cu siguranță n-ar fi sănătos. Ei bine, dar pentru ca să se împlinească aceste trei deziderate, omul are nevoie de 4 mari. Prima mâncare este cu Dumnezeu.
A doua împăcare este cu noi înșine, cu sine. Care presupune ceea ce am spus mai devreme, despoferirea de sine. Apoi, în următorul pas, schimbarea minții, metanoia, înnoirea minții. Adică să dobândim acea minte duhovnicească pentru ca să le putem înțelege pe cele duhovnicești și pe cele dumnezeiești. Pentru că atâta vreme cât vom rămâne stabil minții noastre lumești, dar pe frică lumește, nu le vom putea înțelege decât aproximativ despre cele alte Dumnezeu. A treia împăcare este cu aproape. A patra împăcare este împăcarea cu lumea. Dar nu cu lumea, așa cum am să înscrisă lumea la sfârșit, în sensul de păcat, ci cu lumea, în sensul de integralitatea zidirii lui Dumnezeu. O să trecem repede pentru că asta nu era în planul grăirii din seara aceasta. Dar prea avem în vorba pentru ca să pot să trec peste ea. Cu atât mai mult, cât probabil că n-ați fost la acele întâlniri unde am grăit despre asta. Să vedem care sunt roadele acestor împăcări. Repede. Împăcarea cu Dumnezeu este generatoare de pace. Pentru că de fiecare dată când ne îndreptăm către Dumnezeu, așa zice, cu pace cu Dumnezeu. Și Dumnezeu nu se adresează nouă tot din această perspectivă. Zice, pace. Și apostolul lor, dar pentru că nu știu de tot asta se face. Este un Dumnezeu așa de al păcii. De unde le este? Ceea ce mulți din Sfinții Părinți mai mare decât toate este pacea. Deci dacă aceasta o pierde, știi, toți, nici celelalte nu stau în picioare. Cam toate se poate. Împăcarea noi înșine, prin acea descoperire de sine și vom ajunge noi poate că în seara asta, la un moment dat, să vorbim despre un capitol foarte important numit dragostea de sine. Descoperirea de sine este generatoare de tihnă. Pacea nu se pune în împăcare, tihnă nu se pune așezare. Spun asta pentru că din seara asta mai departe nu așa că atunci când veți vedea un om pe care îl veți constata că nu are pace, deci că în relația cu Dumnezeu este ceva inadvertent. Și nu e așa când veți întâlni un om care nu este așezat în care nu e foarte bine, veți înțelege cu ușurință că omul acela este într-o stare de conflictualitate cu el însuși. Unde este această conflictualitate? Sigur că numai Cunoscătorul de suflete va putea să descopere. Numai cel care lucrează în legătura acesta va putea să știe unde este conflictul. Împăcarea cu aproapele este generatoare de dragoste. Iată de ce devine atât de important. Și iată cum atunci când îți întâlni un om care nu are dragoste,
deschis tot pe paranteză și aici. Cine este aproape de Dumnezeu? Este cel care călătorim strâns în metro, lângă noi? Este cel cu care dormim în pat? Este cel care ne-a dat viață, tatăl sau mama? Da, pot fi aceștia, poate fi oricare dintre aceștia, dar adesea nu sunt. Și pentru asta, ia Dumnezeu un copil de 5-6 ani, în fiecare seară, în casa de la tatăl lui, care se întoarce în casă, bea câteva pahare, asiste la scena spartă cu frasmitor, în jurăturilor și păluirii celor care ies în cale, rugându-se în fiecare seară cu obrăjorii străgații lor. A doua zi dimineață, când se pleacă spre școală, întâlnindu-se cu vecinului de apartament, vecinul îi dă o cuvântare și zice, ce faci cu vecinul de la școală? Cea de-a patra mâncare cu lumea, cu toată zidirea lui Dumnezeu, este generatoare de bucurie. Nu vedem noi că una dintre mari probleme, imediat pe criza de dragoste din lume, este tocmai criza de pentru că scopurile ei majore sunt altele decât să relaționeze cu zidirea lui Dumnezeu. Cine și când a mai avut timp să descopere că pe jos umblă un șir de furnici. Nu mai descoperim nici lucrurile acestea mari, păsări, cer. Nici cer nu mai vedem. Pe toate acestea pentru că și pe ei, pe frumos. Că și să ne gândim așa, întreabă cum ar fi, dacă călcând din aleție cu furnică, a venit Dumnezeu și a trecut de la același lucru.
forma pe care ea ni l-a prezentat, câte cu fiind nedefinit acolo. Zice, precum știți toți, că furnica de furnică la trup mare, la cap mică, se întâlnește sub pământ, dar tot se ține de cuvânt. Ei bine, în medieval, nota bene, vesturile acestea aveau în centru lor cuvântul scris cu ce mare. Pentru că următorul vers zice, dar voi oameni puteți așa ce cheia care spune că de aceea era scris cu cuvânt mare. Dar voi oameni botezați de cuvânt din nou ce mare, sunteți lăsați. Vedem asta cu jurință. Știu unde se întâmplă cruce, știu unde se întoarcă. Știu, fără ce vreți. Uneori multe de kilometri, mai ales chiar în perioada aceasta, cele de la urmă. Pentru că, spre deosebire de noi, ele care aparțin zidirii lui Dumnezeu, pe care ne referim atunci când zicem lumea, ele au o relaționare și o voie cu Dumnezeu. Noi știm, facem noi, gândim noi. Diferența ce am putea vedea și prin aceea că nu cred că ați văzut niciodată un meeting al lumelor care se revendice lipsa cuiburilor. Sau noi suntem sub semnul acesta. Dă, fă, adun. Dacă nu cu insolență și cu impedență față de Dumnezeu, atunci față de diferite organe și organe scopite care ne-am creat aici. Principi divin ne-a făcut Dumnezeu. O spuneți la Dumnezeu, zice căci voi Dumnezei sunteți și fiii celui prea înalt. Principii divini care v-ați lângă din os de Domn al tuturor domnilor. Aștii din Dumnezeu suntem. Iar noi ne purtăm pe aici. Noi să ne întoarcem în alunt la tema noastră. Și anume, la truisme. Am zis despre har, am zis despre harisme, să zicem și despre truisme. Truismele acestea nu sunt altceva decât niște adevăruri evidente, unele mai mari și mai importante, cum ar fi Sfinții lui Dumnezeu. Păi, cum ar putea fi decât ai Dumnezeu. Nu? Harul Duhului Sfânt, Maica Domnului sau alte truisme obișnuite. Cerul senin, omul acela înalt, arătând despre omul acela înalt și spune lucrul acesta. Omul acela înalt.
lacul albastru, orășelul copiilor, etc. Cum se pervertesc unele turisme, mai ales în plan duhovnicesc, vom vedea un pic mai mult. Și îți înțelegi atunci de ce le-am pus pe acestea la o lată. Harul, harismele și falsele truisme. Pentru ca să ne putem descoperi pe noi înșine. Pentru ca să putem să lucrăm pe cele trei mari deziderate despre care vorbim mai devreme. Adică pe sănătate, pe instituire, pe propășire, pe cele patru împătări, pe care cele trei deziderate nu se pot împlini. Ar fi necesar. Nu s-a zis. Să înțelegem câteva lucruri. La care poate că ne-am gândit, dar nu de ajuns spre a le înțelege și mai cu seamă spre a le prețui. Cum face oare vrăjmașul? De poate să-și pună în aplicare planul medical, al doilea de vine de la dezumanizare și al treilea de vine de la demonizare. Pentru că la primul doi de vom reveni dintr-o altă perspectivă pe parcursul discuției noastre. Aș vrea să dezvoltăm un pic, să înțelegem în ce constă demonizarea. Presupune că prin tot ceea ce face diavolul în procesul de dezdumnezeire și dezumanizare, caută să-l înlocuiască pe om pe diferite lui partiere sufletești. Mai întâi am să mă opresc la ideea de înlocuire. Este ca și în situația alcoolului. La început omul consumă o anumită cantitate de alcool și acesta îl înlocuiește într-un fel. Pentru că dacă va continua și va consuma o cantitate mai mare de alcool, acolo când va primi locul lui. De aceea am văzut în nenumărate prejudecăți, sau am auzit, dacă n-am văzut, ce se întâmplă cu cei care trebuie să consumă. Aici însă, lucrurile sunt acolo că îl înlocuiește pe toate palierele sufletești. Așa cum Duhul omenesc are mădularele picioarele, mâinile, gâturi. La fel și sufletul în nevăzut are
mergem la primul întoarce la dezintegrare. Cu aceasta începe. În ce constă dezintegrarea omului? Diavolul împătimește pe om punând în locul virtuților patimile, astfel ca faptele omului să fie o rușine înaintea Domnului. Mai cu seamă, faptele cele mari. Care sunt faptele cele mari ale omului? Faptele cele mari sunt rugăciunea și dragostea. Oamenii, ceea ce dăm, ceea ce pune pe ramul acela, nu înseamnă ceva decât o sinteză a învățăturilor Sfinților Părinți. N-avem astfel de la noi. Nu descoperim noi așa nimic știința, nu descoperă nimic știința prin tot ceea ce descoperă nu face altceva decât să afle ceea ce Dumnezeu făcuse de mult timp înainte. Nu e așa? Toate descoperirile ei nu sunt altceva decât niște mirări față de cele pe care Dumnezeu le-a făcut. Căci dacă le-a făcut acolo, cum le-a făcut Dumnezeu? Ce a făcut Dumnezeu? Faptele acestea mari pe care diavolul îi le fură și le împlinează omul. Nu vedem noi cât de complicat este atunci când rostim o picătură de rugăciune. Pe de-o parte, atunci se întâmplă să sune telefoane, să bate cineva la ușă, să aibă nevoie de noi. Sau, mintea noastră, care este indeschimbabilă cu inima, adică fiecare gând este simțit și fiecare sentiment este gândit. Asta înseamnă că sunt indeschimbabile cele două organe sufletești, cele două organe sufletești. De aceea, un om mai puțin pentru o cucină nu va ști în anumite momente ce face el mai mult. Simte sau gândește? Puteți dumneavoastră acum să verificați, punându-vă această întrebare, ce fac eu acum? Simt mai mult sau gândesc mai mult? Pentru ca să aveți răspunsul, dacă operați cu mintea dumneavoastră sau operați cu inima dumneavoastră. Pentru că atunci, mintea, care este un organ călăbător, umblător, îi dă de lucru ceva inimii. Și pentru că omul nu știe că nu sunt gândurile acolo, ci sunt niște sentimente pe care le cântură mintea, le cântură inima, mintea o taie pe unde știe. Și din călăbirii minții, ea nu se întoarce niciodată cu mâna și cu desfița ta. Tot timpul vine cu ceva. Cu o amintire pe care le are cu altceva, cu un gând pe care îl încercează cu altceva. Și în felul acesta te trezești după un ceas, ca aproape nu vin cu ceea ce ai citit acolo. N-ai înțeles și n-ai înțeles. De ce? Pentru că la minte și asupra minții, diavolul în modul meu are acest cu, are de pe gând, minte cu gând. Mai departe nu are acest. Slavă Domnului. Dar dacă noi ne voim cu el la nivelul minții și primim un gând de-al lui, și gândul acela de
Deci numai în felul acesta poate pătrunde El în sufletul nostru. Trimițându-ne un gând spurcat, noi primindu-ne voindu-ne cu El, deschidem mai departe celelalte trepte. Aș zice așa că mintea ar fi ca o, am spus în numele întregilor de asta, mintea ar fi ca o, ca o pungă de țiței subterană. Dar noi ne putem duce să luăm o găleată de țiței și să punem în Audi și Audi să meargă. E nevoie ca țițeiul acela să treacă prin afinit. Așa e și aici. Un gând, pentru ca să ajungă să fie înfăptuit, trebuie să treacă prin celelalte răsfrânie, trebuie să treacă prin prima răsfrânie, prin cuget. Cugetul are 72 de facultăți, adică de trebuie de făcut. Dintre care, una dintre ele, am zis că se ocupă cu niște chestiuni foarte simple, adică să selecteze gândurile bune de gândurile rele. Și pe cele rele să le selecteze și să le elimine. Iar pe cele bune să le elimine mai departe la următoarea rafinării, care este rațiunea, omul fiind rațional. Și atunci omul, de asemenea, rațiunea are și la 45 de facultăți, dintre care una este aceea de a primi gândurile cele bune de la cuget și să vadă care dintre aceste gânduri bune sunt făptuibile și care nu. Că de asemenea, în discuțiile pe care le port pe această temă, spun, mă folosesc de acest exemplu. Nu așa că, de exemplu, copiii au tot felul de gânduri bune, pe care copiii vrea ca să facă mamelor lor palate. Nu e un gând bun acesta. Numai că atunci când va crește, dacă rațiunea lui va fi una sănătoasă, va înțelege că e un gând bun, dar nu este un gând realizat. Și atunci rațiunea se face. Selectează gândurile bune, realizabile de gândurile bune, nerealizabile. Următoarea femeie, care a fost este, conștiința este și are mai puține două. De aceea, pe la ea trec și gândurile pe care au vorbit pe la rațiune, gândurile realizate. Și pune în mișcare și ia această facultate a doua pe care o are. De a le pune în ordine pe aceste gânduri realizate. Pe cine le putem realiza? De toată dată. Avem nevoie de o prioritate. Cum am ajuns la paranteza asta? Că vorbeam despre aceea.
palierele sufletului. Pe acestea pe care le împlinează vrăjbașul. Nepăsare de esența lui Dumnezeu, de fapt, de cele mari și de mântuirea omului. Dezumanizarea presupune pierderea chipului dumnezeiesc, adică pierderea tuturor însușirilor care țin de dragoste, Dumnezeu fiind în esența sa dragoste. Poate că tocmai de aceea Dumnezeu este faptul pentru că să ne amintească nouă că suntem pașii lui Dumnezeu. Ne-a lăsat un testament mare și important definiția dragostei la 1 Corinteni 13. Cred, convins, poșiți cu toți. O vom desfășura însă, încă o dată, pentru ca să ne oprim la fiecare lucru în parte. Aceasta este atunci când vrem să ne convingem dacă suntem în dragoste, dacă am lucrat și am înțeles în dragoste. Să ne ducem și să desfășurăm toate aceste atribute. Iată, dragostea de lucru în dragoste. Este binevoitoare, nu pizuiește, nu se lasă, nu se trufește. Dragostea nu se poartă cu necuvință, nu caută adesată, nu se aprinde de bunie, nu gândește răul, nu. Nu. Vom trece mai departe, pentru că aici trebuie să fac un mic popas. În cele 170 de zile biblice, găsim textul acesta aici, în felul următor. Dragostea nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Mulți dintre teologi recunosc că cea mai bună variantă tradusă în dată este Biblia tradusă de Sfântul Ioan. Cunoscută numele de Vulgata. Greșit așa. Nu Vulgata, ci Vulgata. Vulgata care vine de la limba lupilor. Nu? Lupul este porc. Limba lupilor în care a tradus Sfântul Ieronim. Zice așa. Cum e aici? Nu se bucură de dreptate, cât se bucură de adevăr. Pentru că, nu-i așa? Cum am putea să suspectăm dragostea dacă ar putea să se bucure de nedreptate? Și mai mult, textul așa, nu se bucură de dreptate, cât se bucură de adevăr, spune că acolo unde este adevărul, sigur este și dreptatea. În vreme ce acolo unde este dreptatea, ar putea să găsească adevărul. Vedem noi asta mai cu seamă în zilele noastre și mai cu seamă într-un domeniu în care tocmai cu asta se ocupă. Cu împărțirea dreptății. Câte vreme operează un tip subiectiv cu dreptatea, adevărul poate lipsi și vedem că în atâtea rând așa lipsi. Pe câte vreme textul corect nu dă voie la o astfel de eroare. Dragostea se bucură, nu se bucură de dreptate, nu caută care va să se bucure de dreptate, ci, și zice textul, cât se bucură de adevăr. Pentru că bucurându-se de adevăr, repet, acolo unde este adevărul, va fi sigur și dreptate. Este limpede și explicit. E, nu rămâne decât eu, întâi și dumneavoastră, dacă sunteți de acord, să ne dăștim că va veni un exeget care va face această corecție. Și altele mai trebuie făcute.
Dar ne dăjduim că de aceasta am încat să facă, ca să, să ne bucurăm de text, așa cum se cuvine. Toate de sufere dragostea, toate de crede, toate de nevăjduște, toate le rau. Dragostea nu ce nu cam niciodată. Ce este de aici dacă este un loc în ordine inversă și de locul un pic mai detaliat asupra acestor atribute? Că dacă protopărintele nostru Adam ar fi avut ca liber dragostea și s-ar fi ajuns în dragostea lui Dumnezeu, n-ar fi căzut niciodată. Înșelarea lui pe poarta asta. O clipă e nevoie să ne îndoim în dragostea lui Dumnezeu. Și ca și Petru ar fi ceva. Dar nu am mai la Dumnezeu. Și ca și relația cu Petru, nu l-aș juca, nu l-aș juca, ci l-a ridicat de bani. Și l-a ridicat doar pentru ce cum e. Tocmai pentru ca și noi astăzi să înțelegem cât de important este și cât de important de mine totodată să luptăm cu ea. Am promis că ne oprim la fiecare atribut în parte câte un pic de asemenea. Câte ceas? 8 și 10. Până la cât putem? Până la 10, cel mult. Nu știu. Dragostea îndelungă rabdă. Mai întâi să ne oprim asupra verbului a rabdă, care are două perspective de citire. A rabdă cu sensul de a îndura și a rabdă cu sensul de a aștepta răbdător. Răbdarea aceasta este socotită regina virtuților. Nu vedem noi astăzi că omul nostru tocmai asta mai are. Nu îndelungă răbdare, ci nici măcar răbdare. Furându-i regina aceasta, vrăjmașul, i-a șterpit omului una dintre importantele pirămizi de la temelia Părinței. De la asemănarea sa cu Dumnezeu. Este binevoitoare. Ce bine că trebuie în lumea aceasta. Atât de binevoitoare. Nu s-a cuvenit mai. Ca descoperim lucrurile acestea. Să ne propunem noi pârcul acesta și fiecare pârcul lui de acasă. Să devenim din câte mâini dumneavoastră între lumea răbdători, în carne răbdători și prin lumea. Orizontul așteptării noastre din bine, nu are niciun temei câte vreme noi nu înțelegem. Câte vreme noi nu înțelegem unde suntem și ce am făcut. Am spus la început și repede, îmi propun să grăim în seara aceasta lucruri practice. Așa cum a fost cel patru bucărfie și repede, așa cum. Așa cum ne rugăm, pentru ca fiecare dintre noi să gândim și să înțelegem, poate puțin mai bine, dacă nu măcar diferit, ceea ce poate ca altădată nu s-a întâmplat în viteza cea mare care se întâmplă și peste definiția aceasta.
situația în care într-o familie din lucru. Dacă se întâmplă să fie pe cum își dorește el, adică să fie în 96% de cazuri, noi la scăpând în felul acesta de povara cea mare și grea pe care își ia omul atunci când acceptă și își caută la urmă. Cea mai simplă formulă a fi atunci când prietenii, bunele, colegii ne aducă la urmă, sunt de îndată. Ce lucru minunat! Ce furat frumoasă! Slavă Dumnezeu! Toate la urmă! În clipa aceea, ai scăpat, ai ieșit tu de sub biciul acestei puveri și ai făcut un lucru firesc și bun. Adică ai lucrat la urmă către Dumnezeu. Nu se tufește! Ce este tufirea? Știți? Este situația aceea de supra-saturație cu slavă de șarpe. Aceea este slavă de șarpe. Supra-saturația chemotoxină cu slavă de șarpe. Aceea este lucru. Deci care va să zică este cel despre care termenul popular, la știința populară, așa sunt definiții foarte spectaculoase, unde nu crește pe care știința a fost cușbe. Știința, învățătura populară zice, înseamnă cu mediu, ce zice cum se cufră în mediu. Asta este definiția cea mai simplă a tufii. Dragostea nu se poartă cu necuvință. De asemenea, nu trăim noi oare într-o lume plină de bunăvoință? Nu vedem noi lucrul acesta în toate ale societății? Nu vedem noi asta mai ales la tinerii noștri? Dar și noi. Și noi.
încă din etapa de gestație, când sunt încă multicată. Apoi, în perioada aceasta, atât de importantă, 0-6 luni, despre care majoritatea părinților nu știu nimic. Și pentru că golul acesta este încă, fiindcă statul nostru nu are nevoie de asta, și pentru că un astfel de proiect are nevoie de o infrastructură și de o așezare serioasă pentru ca să poată funcționa, noi nu l-am putut face. Dar vrăjmașul a construit pe diferite direcții, începând cu cabinetele cele de mediu familial, tot felul de situații în care îi învață pe părinți ce trebuie să facă pentru copiilor. Și pentru că mamele nu știu lucrul acesta, se duc în direcția aceea, neștiind că se dreaptă către niște locuri unde n-am văzut. Adică de la part, la niște uși care nu ar trebui să înțeles. Ca o cetate, nu se poate și află de acolo lucruri care n-ar trebui să facă în cetate. Și din răul în care eram, iată-ne în tot mai rău. Din nefericire. Privind necuvința, am ales dintr-un film, care te lăsa toți la ea, acasă, la urmă, la urmă, la urmă, și pe care ce-am înțeles că era dat Dumnezeu de felul. Prin cele pe care le-a făcut, ea a făcut și un film documentat. Un film documentat foarte bun. Foarte interesant. Îl vedeți integral pe YouTube. Eu am ales acolo însă ceva cu care să ilustrăm tocmai însemnătatea necuvinței. Am ales un fragment pe care și Valentina pentru filmul ei l-a împrumutat de la niște oameni de știință care au trudit ani de zile pentru ca să scoate la lumină un lucru îngrijorător. Văzând fragmentul acesta, nădăjduiesc că îl vom înțelege și înțelegându-l, vom duce mesajul la cei apropiați. Cu nădejdea că mai înseamnă tinerii de să vedem fragmentul acesta. Filmul se numește Cine leagă de copil. Cum ați văzut. Thank you.
ne-a pus la îndemână o taină mare. Spovedam. Pentru că asupra trecuturilor noastre noi nu mai putem trebui. Numai Dumnezeu este singurul care are această cheie potrivită să încuie și să descuie trecuturile noastre. Iată cum s-ar putea ca întregul neamul de Iisus să se vindece de toate cele pe care le facem atât de urmăritor. Iată cât de importantă devine această bună cuvință. Căci ea este cea care conduce la ceea ce spuneau oamenii aceia de știință. Dragostea nu e ca puterea. Ați văzut și ușor ați observat cât de greu este să îți propui să-L îndrepti în nou. Câte forță pune în mișcare spre a se îndreptăți, spre a ne căuta pe noi. Cât de mult lupte cu omul să-și depună în evidență tale lui și cât de puțin le caută pe cei doar. Și vom vedea că de mult sau de puțin Dumnezeu. De altfel, aici am putea să ne facem și bilanțul binelui și rău. Știind că Dumnezeu este singurul izvor al binelui. Am putea să ne facem acest bilanț o dată de două ori sau măcar la finalul zilei. Întrebându-ne cât Dumnezeu a fost în viața mea astăzi, și în felul acesta vom înțelege cât bine a fost sau să fie în ziua aceea, în viața noastră. Cât Dumnezeu este în viața noastră, în familia noastră, în societatea noastră, atât bine poate fi. Este lucrul. Dar nu ești ușor. Nu se aprinde de unii. Trăim într-o lume blindată cu rotirul acesta la lume. Este suficient să-l atingi pe un om. Când dată sare, îndată se aprinde. Îndată găsește motivul de răceală. Uneori nu mai contează de unde pleacă. Găceala este cea importantă. Mânia să fie drăgătă. Mânie despre care Sfinții Părinți spun că este egală de Dumnezeu. Nu gândește rău. Este suficient să ne uităm la unul dintre colegii creștini. Pentru ca să înțelegem din ce se prezintă acolo, cum de s-a ajuns la urmă? Printr-o gândire bună și sănătoasă? Sau tocmai pentru că, în general, lumea gândește rău. Gândește rău pentru că, spuneam mai devreme, se voiește cu vrăjmașul, dându-i posibilitatea să-i trimită perspectiva minții la cruce, nu se bucură de dreptate, cât se bucură de adevăr. Am vorbit mai devreme.
toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabă. Pe toate acestea, oamenii, ar trebui să ne lucrăm. Ar trebui să căutăm să le înțelegem și să ne le însușim pentru ca să fie ale noastre. Pentru ca dragostea să-și facă loc în sufletele noastre. Dragostea nu cade niciodată. Iată de ce vine. Dar am amintit mai devreme. Și n-aș vrea să treacă timpul și să nu vorbim despre capitolul acela atât de important la privind descoperirea de sine, respectiv dragostea de sine. În drumurile pe care le-am făcut, căutând răspunsuri la întrebările mele, m-am întâlnit adesea cu o situație de confuzie. Se zicea iubirea de sine și se înțelegea dragostea de sine. Sau se zicea dragostea de sine și se înțelegea iubirea de sine. Adică, cu alte cuvinte, era una și aceeași. În condițiile în care despre iubirea de sine Sfântul Maxim Mărturisitor spune că este cuibul și mai tuturor mereu. Izvorul tuturor disconforturilor noastre existențiale. Vreme ce deci iubirea de sine este cuibul tuturor mereu, dragostea de sine în manualul de învățătură de credință ortodoxă găsim la paragraful 174 următoarea definiție. Dragostea de sine este virtutea, deci este virtute, în vreme ce acolo este cuibul tuturor legilor, din coace dragostea, înțelegând, repet, din punct de vedere activistic, că iubire și dragoste nu este același lucru. Este virtutea prin care creștinul de Neharul Sfântuitor Dumnezeiește să-și dezvolte darul primite de la Dumnezeu. Păi este de aici așadar că Dumnezeu, așa cum a spus mai devreme, a pus în om niște daruri pe care omul a putut să le descopere și să-și le pune în valoare. Cum să-și le pune în valoare? Din perspectiva acestui exercițiu, din dragostea de sine. Vom vedea că vom descoperi definiția, vom descoperi foloasele, înțelegând însă că trebuie să lucrăm la acestea. Deci să-și dezvolte darurile primite de la Dumnezeu și să-și desăvârșească viața. Avem poruncă în sensul acesta. Nu este chestiune opțională. Hristos Dumnezeu zice, fiți dar desăvârșiți-le cu Tatăl vostru din cer, desăvârșit este. Nu putem să zicem, vrem sau nu vrem să ne desăvârșim viața. Potrivit legilor morale, am spus mai devreme că Dumnezeu ne-a lăsat reguli, norme și legi pentru ca traversarea asta a noastră pe aici să fie una nesfârșită. Potrivit acelor legi morale, ne putem desăvârși. Spre a ajunge la unirea cu Dumnezeu. Care sunt foloasele dragostei de sine? Omul se spovedește, ajunge adesea spre mitrahilul duhovnicului său și zice virtutea dragostei de sine fiind nedespărțită de dragostea către și către aproape, este neapărat necesară de înlocuire. Se întreabă să pun acolo sub mitrahil sau în discuția cu duhovnicul. Cum aș putea, Doamne, Părinte, cum aș putea să mă preocup mai bine de mântuirea mea. Iată un răspuns aici, în cărticica aceasta, unde nu-i de ce timp mai lungă și capă și desfătea cu ce însemnătate.
reiau draga frate. Virtutea dragostei este fiind despărțită de dragoste către dușcă de aproape, este neapărat necesară pentru mântuire. Fără ea, creștinul nu poate veni lucrul pe care l-a prezințat Dumnezeu în această viață. Ce este de aici? Crezi că Dumnezeu ne-a prezințat fiecare un lucru de făcut. Vorbeam despre banii, despre școala lui se preocupa ca discipolii lui să afle care este tocmai lucrul. Nu pe care pentru nu interesa de fi creștin, nu interesa ce lucru ai prezințat Dumnezeu fiecare, dar era preocupat să le pune în valoare darurile celor care erau la școală. Nu s-ar trebui oare cu atât mai mult noi astăzi să fim preocupați de aceste lucruri, de acest lucru mai cu seamă, să împlinim lucruri pe care le-a credințat Dumnezeu în această viață, ori noi tocmai aici că știm. Spuneam despre copiii care ajung la 17-18 ani, tocmai aceasta este întrebarea pe care și-o pun. Ce să fac? Încotro să vă întreb, unde este mai bine pentru mine? Cine poate răspunde la această întrebare? Câte vreme? Pe un capitol. Ca acesta, n-am putut. Asupra unui astfel de capitol, nu ne-am putut. Ea este cea care răspunde, dragostea de sine, care constă în descoperirea datorilor cuvinte pe care le-a pus Dumnezeu în noi, începând cu faptul că avem fericită, că ochii noștri clipesc, că ne bate inima, că avem poftă de mâncare, că transpirăm. Toate acestea sunt daruri cu care ne-a copleșit Dumnezeu. Pentru toate acestea ar trebui să aducem slavă. Asta înseamnă descoperirea de sine. Dar nu numai atât. Ci darurile și cuvintele noastre. Talanții noștri vor vorbi imediat, un pic mai încolo. Nu poate omul fi stăruitor în mine, asta am să spun mai devreme, că se duce omul spre chitativul duhovnicului și zice, Părinte, nu sunt stăruitor în mine. Ce se fac? Se trezește rostind ca Dumnezeu este Pate, nu fac bine pe care aș vrea să-l fac, ci fac rău pe care nu vreau să-l fac. Iată de ce nu fac. Iată de ce nu este omul stăruitor în bine. Pentru că n-a lucrat cu dragostea de sine. Un singur capitol din cărticina de asta. Umblăm oamenii prin lumea și prin viața aceasta, crezând că știm ceea ce ne-am învățat. Crezând că am făcut ceea ce nici măcar n-am descoperit. Repet, ea înfrânează poftele celelalte, duce la ferită de păcat
împodobirea cu alesele virtuți creștine. Este puțin? Puțin lucru? Nu s-a cuvenit să vrem să aflăm acestea și să fim și lucrători pe ele, căci pentru noi nu sunt ele și pentru bine noastră. Cum am putea lucra cu toate acestea? Mai bine și mai bine. Descoperind un an că Dumnezeu a pus în noi încă de la părinți. Pe lângă toate celelalte daruri multe cu care ne-a creștut. Trei daruri pe care le căutăm în mod deosebit atunci la părinți. Și la fiecare cărora omul creștinul revine fără să știe că despre el este vorba. Dacă ar fi să facem un sondaj, să știm pe strada, să facem un test, întrebându-i pe cei botezați, cât mai știm care sunt darurile de la botez, am avea ce să facem. Primul dar de la botez este iertarea păcatelor. Deconectarea aceasta de la lanțul păcatelor frumoșești. Al doilea dar este harul Duhului Sfânt. Am participat cu toții la vedea boteze și am văzut momentul acela cu adevărat spectaculos, important și extrem de serios, când preotul se pleacă și cu Sfântul și Marele Mir pe cercuiește punctele cele mai importante ale Duhului Domnului Prostin, pe cerea Harului sau Dare. Acesta este al doilea. Al treilea este Îngerul Dumnezeu, care va se simte după ce așa cum a fost lumea copreșit cu toate darurile, El Dumnezeu putea să fie la boteze, înțelegând cât de importantă este taina aceasta cu mâna toată. Și atunci, îi aduce Domnul și îi dă un dar, un înger păzitor. Iar omul trece uneori prin viața aceasta ajungându-l la bătrânețe, fără să se gândească și fără să facă niciodată nicio relație cu îngerul acesta. Ce? În condițiile în care Dumnezeu prin biserica sa a lăsat rugăciune specială pentru canon și rugăciune biserica sa. Cât suntem copii, cât sunt copii mici pentru că noi, ne slăbim să învățăm o rugăciune. Prima rugăciune pe care v-ați fost copii este tocmai aceasta. Către plânge. Dar pe măsură ce crește, lungul uită și rugăciunea și uită și pe are darul acesta. Fără să vrea să afle și de poate face Domnul Păzitor. Vă pun la inimea dumneavoastră și vă rog să vă uitați la urmață ce și cât de mult îi face. Poate face. Și de asemenea, pentru că eu nu îți fac ceva decât să vă rog și să vă sugerez. Vă rog să reacționați cu Îngerul Dumnezeu. Să-L descoperiți. Puneți o punte de legătură cu dumneavoastră și nu ne aflăm dacă nu aveți nimic în canonul de rugăciune. Și măcar pe rugăciune ce ai să vă rog de seara. Și faceți îndreptați gândul în urmă și le se dea religia. Pentru că Dumnezeu a știut că omul ar putea să piardă darurile acestea,
i-a pus în față șansa de a ne redobândi ca lucrare mereu cu pierzând darul iertării păcatelor, i-a pus la îndemână taina spovedanie. Nu asta face roată, această taină. Îi deconectează de omul mereu de la păcatele contemporane, actuale, pe care le-a săvârșit și felul acesta și de la ce săvârșește. Dacă am putea vizualiza ce mișcare penibilă se produce atunci în văzut cu duhurile cele rele care se răspundesc asupra omului știind dacă am putea vedea așadar cum se împrăștie ca niște nori negri în momentul în care povedania noastră curat din făcută auzim de el și de Dumnezeu. Da. Dumnezeu să fie. Tainice. Pentru că noi nu vedem aici. Dar noi, dar harul Dumnezeu îl dobândim prin Ioharistie. Iată de ce devine atât de important pentru fiecare dintre noi. Să luptăm pentru ca să ne putem împărtăși. Iată de ce devine și mai important pentru ca cei care au plăcuți să-i ducă perioada aceasta de 0-7 ani, când nu se condiționează de spovedanie, se ducă și se împărtășească cât se poate în fiecare duminică, dacă nu la fiecare casă. Să le pună în presența lor existențială zestea aceasta, pe care mai târziu în viață. Aproape că sunt gata să spun, lăsați copiii să fie la mine. Cui se lăsați la mine? Cred că în primul rând, părinții, cei care își găsesc tot felul de lucruri importante de făcut, tocmai atunci când ar trebui să ducă pruncii la pare rău că n-am să vă spun, n-am ales un figurez, dar am să vă spun cum se numește și să-l vedeți de voastră acasă. Noi vom trece la un alt capitol, care răspunde la aceeași întrebare pe care nu mai devreme. Cum am putea să lucrăm la toate atributele acelea ale dragostei și nu numai? Foarte multe ridicări de mâini. Prima putere este puterea rațională. În această putere
din perspectiva căreia ar trebui să deprindem, să le poftim, să le dorim pe cele ale lui Dumnezeu. Și nu pe cele care ne lovește vrăjmașul. Pentru că El, înțelegând importanța acestor puteri și mai cu seamă, văzând că noi nu lucrăm pe ele, se insinuează și pe principiul fazelor comunicante, cu cât scade la noi aceste puteri, cu atât crește. Și noi vom opera din perspectiva rațiunilor drăcești, așa cum operează în lumea aceasta și vedem cu limpezime și ușor lucrul acesta. Și va opera din perspectiva poftelor, care nu se mai vede. Ori zbarea ta omul vrea încă și mai mult, ori pe la averea ta, el luptă încă pe verbul a avea, ca să aibă și mai multe, în detrimentul verbului a fi. Și nu așa un dialog cu Dumnezeu și Marii Lui, patru văd cum i-a zis ce tine lor pentru. Vrei să fii cel mai mare dramaturg al tuturor timpului? Fii. Dar să știi că dintre toate replicile mari pe care vei scrie una singură pe lume, aceea devine meditația cea mai serioasă. Dacă acestea toate parte n-ar fi fost de stup, a adăugat această întrebare. A fi sau nu fi? Nu i-a pus mare lui. Scrie-o-i a avea sau a nu avea. Și totuși, poftind din ce în ce mai multe, niciodată ne fiind Dumnezeu. Deși, Alexandru cel Mare mi-a lăsat și eu testament legat de aici. A poruncit ca atunci când va fi dus către Romul, să fie dus cu mâinile afară din Sibiu. Iar lumea cortegiului să fie aruncată pe traversare. Pentru ca cei care vin după el să înțeleagă ce e de înțeles. A treia putere este puterea lui Dumnezeu. Lăsați puse un om spre a se porni unie întotdeauna și mereu împotriva ceea ce este rău de răcere. Dar nu vedem noi pentru că omul n-a plecat
duce această putere și nu lucrează pe ea din perspectiva ei, vrăjmașul ia și repede-o și operează ei. De aceea am vorbit mai devreme când am discutat despre atributele dragostei. Dragostea nu se urmă. Omul, în schimb, mai cu seamă ce al zilor noastre trăiește sub imperiul mâniei. Este stăpânit profund de mânie. Și nu se vrea. Dar de ce sunt așa? Pentru că nici mâniosul nu este confortabil cu el însuși. Printre care un om pe care l-am cunoscut și despre care a scris. Petru. Numai că el s-a întors nu dintr-o moarte adevărată, ci dintr-o moarte avertizatoare, o moarte chimică, dar a cunoscut mământul și iau. Îngăduiți-mi înainte de a despărți în această seară să vă citesc un scurt fragment care reflectă cam tot ceea ce am grăit noi, nu doar în perspectivă de sine. La monastirii se întâmplă de rodurile ca la stângă și la sfânt. În scurtul fără palmire nu trăiesc râmbitorii și nici urșii nu caută piele. Iar la stânga fără voi nu urcă pe coale lui. Așa și aici. Dacă nu ar fi cele ale lui Dumnezeu, nu ar fi prezenți nici râmbitorii lui Dumnezeu. Și, apropo de stânga, am cunoscut cândva un cioban care dintr-un om rău prin care îl trage
Doar unul dintre ei n-a stăpânit niciodată. Stăteam și mă uitam așa cu impact la ei, neputând să înțeleg de nimic. Atunci o cățea care va pune rea de sănătate de legul, s-a ridicat și a fugit de la șotron, de unde a venit o bucată mare de rugăciune cu cuvântul meu la picioare. Nu era de înțeles. Le-am dat în o bucată aceea și am adus încă vreo 5-6 și le-am dat. De atunci am stat pe lucrurile de peste. Ajunsesem să meargă în urma oilor, iar seara făceam o rugăciune cu viaș cu fiat pe zec, care le-o învățam în câmpul de vală cu toți. Mă crezi? L-am crezut. L-am crezut cum să nu cred. Îi arătase Dumnezeu trei lucruri. Mai întâi cât de importantă este schimbarea sine. Biruiește-ți sinea și îți vei dobândi mântuirea. Ciobanul acela își câștigase locuința cea din plin. Acolo, în vârful muntelui, îl aflase pe Dumnezeu și îl trăia atât de profund, încât sărbăticiunile din jur îl recunoșteau ca stăpân, ca și câinii care înțeleseseră atunci, în noaptea aceea, în limbajul lor primis, că nu îi mai reziseră să atace și să fure, ci să se supună și să ceară. Apoi i-a arătat că fiarele căpării sunt de om pentru că îi simt sărbăticia, condiția de fiară mai feroce decât a lor. Și în sfârșit, încă și încă o dată, că la Dumnezeu ce pare de neînchipuit, devine realitate. Incredibilul devine un fapt pe care piedicile pot fi cări deschise și toate celelalte. Și toate ce la noi par de putință, la El sunt realizate. Și cum de ajuns omul așa? Și de ce a ajuns așa pe pietre retorică de mine? Într-o duminică, conducându-l pe bătrânii oile cel orb spre chilie, simțind urmoarea celor care ieșiseră de la biserică, m-a întrebat, în care omul crede că știe și înțelege, pentru că sunt noi așa și adevăr evident. Fără să ia de la altul, acele adevăruri evidente devin niște false turisme pentru el de vreme, nu le ia în calcul. Așa. Nu știu. Și
fragmentul acela și el îi credea că se vrea acolo, la vârsta lui, că avea un proiect, a trebuit să facă un gust o întregare. Avea un lucru încă trei cărți. Eu, Dumnezeu, știu pentru fiecare. Îi este cea în care pe toată cealaltă mărânii te vom lăsa până și vom ajunge acolo unde se dă să vădeau și cum am spus mai devreme. Desigur, și pentru cele pe care le-au făcut. Dintre cele pe care le-am trebuit să le facem. Dar mai cu seamă, pentru cele pe care nu le-am făcut, dintre cele pe care le-am trebuit mustă să le facem. Să vă facă de vorbare, de bucurii, de pe urma celor pe care le veți face, din cele pe care le-am trebuit mustă să le facem. Mulțumesc! De la început să înțelegem ce zice. Thank you.
ușoară și primirea intrării lui Dumnezeu, așa cum se cuvine, cum zice, drept și bine plătit al lui Dumnezeu. Mulțumesc încă o dată! Vă mulțumim din suflet că ați fost în această seară cu noi și în mijlocul nostru. Vă mai așteptăm, probabil și atunci când va apare și o altă carte, o altă lucrare, un alt volum. Vă așteptăm, deci, și duminica viitoare, când vom avea, probabil, ultima seară duhovnicească din acest an, fiindcă peste două săptămâni este târnosirea Catedralei, peste trei săptămâni Ziua Națională, în decembrie vin colindele, așa încât, duminica viitoare, vrem să evocăm pe Părintele Constantin Galeriu, pe Părintele Nicolae Bordașiu, pe Făuritorii Mari Uniri, din preună cu Părintele Profesor Vasile Corpă, din preună cu Părintele Bogdan Bădiță de la Trinitas, care va veni cu videoproiecție și cu DVD-uri tematice, în acest sens, și cu dumneavoastră care i-ați cunoscut, fie pe unul, fie pe celălalt, fie poate pe amândoi, veți putea interveni cu completări. Facem rugăciunea și apoi o să vă rugăm tot așa, să așezăm scaunele la loc și să facem obișnuita fotografie de grup. Nu uitați de cărți și Domnul Ciomescă vă poate oferi autografe. Cu toți, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare.